Eu mă gândesc că a fost un drum dat de Dumnezeu, că am venit în România și a venit vremea în care am prins și război și am reușit să aduc și pe familia mea aici. Cred că așa trebuia să fie, dintr-un fel, ca să pot să le salvez, că altfel dacă eram și eu acasă, nu puteam să fac nimic, că rămâneam și noi acasă, că nu avem unde să plecăm. Mai ai prieteni care au rămas acolo? Ai mai ținut legătura? Da, țin legătura cu foarte mulți prieteni. Prietenii mei au rămas și acasă, sunt care au plecat mai în zonele unde este mai situația mai ok. Este foarte, foarte frică, toți dorm în adăposturi, în buncări, sub casă. Foarte, foarte trist ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar sper din tot sufletul că o să se termine în curând și o să ieșim și noi învingători din acest război, pentru că merităm. Poporul ucrainean s-a unit foarte mult în această perioadă și mă bucur că am reușit să facem lucrul ăsta și să ajutăm unul pe altul. Pe viitor sper să te întorci acasă? Sau? Pe viitor în gând nu am să întorc acasă, probabil doar mama mea o să se întoarcă, dar eu